Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nod, Nord, în Taur. Etalare pentru decembrie 2020. De asta dată nu o să mai fac cruce celtică, o să fac 3-3-3, trecut, prezent și viitor, aproximativ. Dar știți că se întrepătrund. Energia generală pe care, sau cartea care exprimă energia generală a acestei luni, decembrie, destin, destinii. O să vedem cum se desfășoară cărțile, dar în primul rând este o arcană majoră foarte puternică și asta semnalează că vă gândiți la destinul vostru foarte, foarte intens. Probabil că și pandemia asta, pandemie ce este, fiecare cu opinia sa, vă îndeamnă, ia să pun un pic de lumină, da, vă îndeamnă să vă gândiți mai intens decât de obicei la destinul vostru, de ce v-ați născut pe această planetă în această perioadă, care ar fi misiunea voastră sau în familie sau în carieră sau pe acest pământ, ar fi frumos să vă puneți asemenea întrebări, pentru că cu sau fără pandemie, cel puțin odată în viață e un moment în care trebuie să ne gândim și la menirea noastră, destinul nostru, al vostru. Unii dintre voi vă gândiți cum să vă schimbați destinul sau cum să vă creați tot una, tot alta. La capătul setului de cărți aveți 3 de aer. 3 de aer care e similar cu 3 de spade, știți, dezamăgiri în tarot. Și interesant că aceeași carte a apărut și la Berbec, probabil că aveți acolo niște planete. În spatele acestui 3 de spade sau 3 de aer, dezamăgire, răni, lacrimi, aveți 9 de foc, care în această carte simbolizează un personaj care trebuie să-și deschidă sufletul. Posibil pentru unii dintre voi v-a dezamăgit un personaj, un personaj în viața voastră, nu obligatoriu bărbat, nu obligatoriu semn de foc, care nu și-a deschis sufletul. Evident că există și cealaltă variantă. Ați fost dezamăgiți pentru că n-ați putut să înțelegeți cu sufletul, cu inima, niște lucruri. Fără să acuz, ca să-ți deschizi sufletul, necesită multă muncă de autocunoaștere. Însă, interesant este că în continuare apare 9 de apă și uniunea. Trebuie să vă regăsiți această latură emoțională, spirituală, că vorbim de destin, să vă întregiți, să intrați în uniune voi cu voi înși vă și să vă atrageți aceste binecuvântări. 9 de apă reprezintă și autocunoaștere și satisfacție în împlinirea dorințelor, satisfacții mari în ceea ce știți că aveți de făcut. Este o stare de binecuvântare, de mare bucurie, pe care o puteți obține și singur, nu musai, în cuplu. Haideți să vedem. Mai văd eroul și mai văd gândul. Gândurile acestea de a deveni eroul cuiva, a unei colectiv, al vieții voastre, de a vă împlini destinul, iar o chestie de eroism. Vreți unii dintre voi, ce frumos ar fi să fiți eroi, sau să aveți pe cineva în viața voastră la care vă gândiți pentru că apare gândul și pe care îi vedeți ca pe niște eroi. Interesant că din seria aceasta de cărți pe care o voi folosi a apărut Regele de Cupe. Regele de Cupe care simbolizează dragoste profundă, adevărată, consiliere emoțională, psihologică, un personaj care stăpânește emoțiile și nu că nu arată, arată puțin, deși ar putea să arate mult mai mult, dar nu arată puțin pentru că interesant, simt că dacă ar arăta acest ocean de dragoste și de emoții, ar speria. La capătul setului de cărți, îndrăgostiți și diavolul, wow, și lumea. Ridicați-vă deasupra unei karme. Karma e una, karma, diavolul, e una, destinul e alta. Aveți de ales, îndrăgostiți-i. Vorbește și despre alegere importantă, dragoste. Aveți de ales între a manifesta perechea predestinată, da, perechea predestinată, destinată, sau a manifesta, dragii mei, adică dragoste adevărată, sau a manifesta un cuplu karmic, toxic. Ce este similar? Este că sunt doi îndrăgostiți în ambele cărți. Diferența este că în legăturile karmice, obsedante, obsesive, dependente, codependente, în care stați din nevoia de stabilitate, de bani, de la-la-la, da, am mai discutat ce înseamnă acest diavol, din ego, din ambiție, legătura este susținută de diavolul însuși și nu doar că este susținută, sunteți legați.
Aici legătura este liberă, nu aveți nevoie de nicio legătură, de fapt, fizică. Pentru că voi faceți parte unul din celălalt, că vorbeam de uniune, da? Faceți parte unul din celălalt și aici este Dumnezeu, este Sfântul Duh care vă unește. Sunt ghizii spirituale care vă aduc în apropierea unuia de celălalt. Haideți să vedem ce cărți apar. Amestec odată Tăuraș și Tăurițe, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord, Taur, Decembrie 2020. 3. Pentru unii am văzut semnul, am văzut diavolul, văd și semnul Capricornului pentru unii. Interesant. Turnul, ea nu știu câta oară când apare turnul, dar e normal, pentru că aveți Uranus în Taur. E normal să apară turnul la semnul Taurului. 4 de cupe, 5 de spade. O, împărăteasă, e frumos. Da. La capătul setului de cărți văd regina de bâte, poate să fie semn de foc pentru unii, alt semn de pământ sau voi și semnul Taurului, deși Marele Preonul simbolizează doar semnul Taurului. Nu contează, poate nici nu e semnul Taurului. Pentru unii este un personaj extrem de independent și de profesionist și de atractiv care vă trezește la un nou concept despre spiritualitate. Înțelegeți că legăturile pe care le aveți, contractele pe care le aveți, trebuie să se manifeste într-un anume fel care să vă aducă trezirea, să vă aducă bucuria, da? Acest personaj independent vă atrage și posibil să fie și ei foarte atrași de voi, dar haideți să... Oh, Marea Preoteasă, interesant, interesant. Întâmplător nu-i fi văzut-o. Întâmplător nu-i fi văzut-o, dar asta ține de viitor mai degrabă. În fine. În trecut, 10 de monede, valetul de monede, nu, scuze, 10 de bâte, probabil că în căutarea unei relații stabile, în căutarea banilor, când 10 de monede, în căutarea unei cariere, v-ați implicat cu toată energia în multe responsabilități și nu musai că ați eșuat, ați obosit, unii dintre voi, ați obosit într-o relație cu cineva care are planete intense în Capricorn, planete, sau poate aveți și voi, planete intense, da, planete puternice, asta vreau să zic. Inițial a fost atracție, poate chiar și o aventură, la un moment dat, care de la aventură s-a ajuns la o relație de lungă durată, care acum consumă. O variantă pentru unii. În ultima vreme, pentru alții, altă variantă, ați hotărât că tot a apărut turnul și vorbește turnul în continuare despre separări și reconstrucții, ați hotărât să lăsați acele responsabilități care vă obosesc și care vă îndepărtează de destinul vostru, care nu vă mai oferă timp să vă ridicați capul, nu doar spre ce, drept înainte, să vă vedeți drumul. Nu mai vorbesc că nu puteți să ridicați capul, să vedeți semnele din jur. Însă, faptul că apare valetul de bâte e de bine. Înseamnă că ați făcut primul pas într-o nouă direcție. Într-o nouă direcție care vă aduce stabilitate, creativitate, care vă pune pe un tron de autoritate. În ce sens? Nu mai sunteți slujbașul, vreți să fiți... E o metaforă, evident, că puteți să fiți în continuare angajați. Dar angajați fiind pe această nouă direcție, vreți să vă creați, vorbind de creație, de manifestare, ceva special. Ceva special. Eventual destinul vostru, că nu degeaba a apărut carte, da? Pentru unii posibil, acest personaj să vă inspire, cum am văzut mai devreme, că am văzut și Regina de Bâte și Nouă de Monede, același personaj să fie sub o altă carte sau sub forma unei alte cărți și acest personaj să vă inspire să lăsați deoparte aceste responsabilități și să vă urmați calea, destinul cu pasiune, cu determinare.
Am vorbit de atracție, ați văzut îndrăgostiții și obsedații, da? Diavolul și îndrăgostiții. Cele două cărți exact opuse. În prezent, în continuare, viața vi se reconstruiește de la temelii. De la temelii este dărâmată și reconstruită, pas cu pas. Și sunt două, trei cărți care vorbesc foarte intens arcanele. În decembrie, dar nu doar, că am văzut și în celelalte luni. Foarte intense arcanele. Decembrie acesta va fi un decembrie foarte intens. La capitolul am vorbit destin, trezire spirituală. Este Uranus care vă trezește. Este moartea și renașterea. Moartea și renașterea. Ascultați, am zis sau n-am zis. Aveți oameni care vă inspiră. Sunt îngeri care vă inspiră să trăiți sau să retrăiți adevărata dragoste. Posibil zic de retrăit să nu gând ideea că poate ați mai trăit într-o altă viață și acum e cazul să o trăiți și viața asta. Că am văzut regele de cupe. Să vă treziți voi la o nouă misiune, am vorbit și de o misiune, dar pentru asta trebuie să treceți prin foc și pară. Trebuie să ardeți multe, multe tendințe negative. Ce să mai este? Este extrem de intens ce se întâmplă în prezent cu voi. În viitor apare 4 de cupe, vedeți? Ok. 4 de cupe, 5 de spade și împărăteasa. Împărăteasa puteți să fiți voi, pentru că reprezintă Venus, da? Voi, care sunteți supărați din cauza unui personaj care vă pune tot timpul în conflicte mentale, probabil îi place să argumenteze acest personaj. Dacă nu e acest personaj, dacă totuși v-ați separat, că apar cărți care vorbesc de separare, nu dau muse zodică, nu vreau să vă fixați pe zodii. E un personaj cu care vă certați, aveți argumente periodic și vă supără. S-a încercat sau se va încerca o împăcare cu 4 de cupe, dar rămâne de văzut, pentru că sunt prea multe discuții pentru această împăcare. Și voi vă doriți creștere, da? Vă doriți creștere, vă doriți stabilitate, mai puține discuții. Pentru că dacă sunt discuții, e clar că este o neînțelegere. Și dacă este o neînțelegere, înseamnă că e o lipsă de compatibilitate, da? Apare diavolul ăla, ego, care are ultimul cuvânt, care spune aia, care spune elată, nu. Nu sunt convinsă încă dacă vine cineva să se împace cu voi, că veți primi această împăcare. Cel puțin nu acum, poate altă dată, mai încolo. Pentru că aveți gânduri intense în legătură cu acest suflet pereche al vostru, această flacără geamănă, unii dintre voi. Chiar vă doriți să mergeți în continuare, întâmplător au apărut cărțile, le-am văzut, după împărăteasă, undeva prin ianuarie, anul viitor. În continuare, vă îngrijorați cum să manifestați o relație stabilă, frumoasă, plină de bucurie cu sufletul vostru geamăn, cu sufletul vostru pereche predestinat. Și vă doriți să faceți pași practici, chiar dacă o leacă cam înceți, către această mare preoteasă, către acest personaj, împărăteasa și marea preoteasă, nu? Care vă inspiră. Am zis de la început, e cineva care vă inspiră și apare sub diferite forme. Sub forma sa spirituală, sub forma sa fizică, seducătoare, sub forma sa profesionistă, nouă de monede sau regina de monede. Un personaj vă inspiră într-o nouă direcție în această transformare pe care trebuie musai să o adoptați. Hai să venim și cu o altă variantă. Oricum, voi vă doriți abundență, dar o abundență adevărată, nu banii 10 de monede despre care am vorbit. Abundența se poate manifesta în relație cu sufletul perechi, pentru că nu vă fixați doar pe latura practică, materială, puteți să vă bucurați de spor și de bogății de multe feluri, emoționale, spirituale și materiale și creative și copii și multe, multe. În fine, acum o altă interpretare. În trecut, oarecum sub aceeași formă, în trecut revin, acum citesc pe vertical, acele responsabilități, joburi sau job sau relație de lungă durată, obositoare, epuizantă, a trebuit să se dărâme și v-a adus la lacrimi. Posibil pentru unii a fost și un triunghi amoros, pentru unii, și aflând despre acest triunghi, ați zis, gata, termin această relație, că nu mai am nevoie de triunghiuri amoroase, vreau să manifest această nouă dragoste. Și eventual, pentru unii, pentru că apare personajul care vă atrage într-o nouă direcție, apare destinul, universul vă pregătește o nouă ofertă, o cupă și mai mare, pentru cei care au fost integri, pentru cei care au reușit să înțeleagă că nu poți
să manifesti destin și fericire, abundență, stând în lanțuri, că l-am văzut pe diavol. Nu poți. Acela nu este personajul predestinat, acela este personajul karmic. Și dacă nu vorbesc de personaj, vorbim de contracte. În prezent aveți valetul de monede, moartea și 5 de spade. Cineva vă urmărește, cineva este gelos pe această situație sau geloasă pe această transformare prin care treceți. Dar, dragii mei, dacă ar ști ei prin câte treceți, nu cred că ar mai fi așa geloși, pentru că toate aceste 3 cărți care au apărut mai devreme în prezent sunt extrem de dureroase și de intense. Deci nimeni n-ar trebui să vă invidieze. A, să vă invidieze că vă alegeți drumul vostru, da. Că aveți pasiune să treceți prin această moarte și renaștere, da, vă invidiază. Să vă invidieze, treaba lor. Și iar apar 3 personaje cu care au fost discuții. Însă, aceste discuții trebuie să moară, trebuie să terminați conflictele, pentru că dacă stați în conflict în această perioadă atât de delicată, 2020-2021 va fi și mai greu. Concentrați-vă pe transformarea voastră, nu degeaba ascultați această etalare acum, ca să înțelegeți că aveți drumul vostru, chiar dacă sunteți la început, unii dintre voi nu contează, că a apărut eroul, da, l-am văzut eroul. Eroul e valetul de băte. Trebuie să fiți eroul vieții voastre, eventual și eroul cuiva. Mai vedeți filme inspiraționale. Nu știu de ce, acum mă gândesc la... ce film îmi vine acum? Cum îi zice? Pompei. Mai este absolut finalul acelui film, că tot văd vulcan, tot văd turn, tot văd transformare intensă. Finalul acelui film este cutremurător. În fine, concentrați-vă pe transformarea voastră. Dacă a fost o aventură în prezent cu cineva, această aventură se va pune capăt. La un moment dat, cât de curând, se va pune capăt, pentru că voi aveți nevoie de altceva. Nu de aventuri, nu de situații de scurtă durată. Și dacă se pune capăt, apare invidiosul, da? Poate invidiosul a fost înainte. Sau persoana geloasă care a fost părăsită. A fost un triumf pentru unii, dar nu obligatoriu. Nu obligatoriu, v-am dat mai multe variante. Unii dintre voi eventual să aveți discuții cu copilul vostru. Încercați să transformați. Cartea aceasta, moarte, este foarte profundă. Este scorpionul. Scorpionul este și a apărut și regele de cupe. Este cel care reușește să transforme un eșec într-o victorie, într-un mod extrem de diplomatic. Trebuie să fiți foarte psihologi dacă aveți un copil, foarte bun psiholog, să reușiți să îi înțelegeți suferința, transformarea prin care treceți, prin care trece, dacă e vorba de un copil, ca să puteți să-i calmați aceste stări nervoase sau nevoia de a argumenta. În continuare, în viitor, acum citesc pe vertical, da? Apare regina de monede, judecata, împărăteasă, super, super. Pentru unii, posibil, pentru că judecata înseamnă un moment foarte... iar e o arcană foarte intensă, un moment în care judecați profund, judecați, gândiți, raționați profund și analizați nu doar din punct de vedere mental, ci și intuitiv, ascultați intuiția, destinul. Și trebuie să alegeți între sufletul pereche, eventual voi în căutarea sufletului pereche, da, 4 de bâte, voi și jumătatea voastră, perechea divină și perechea karmică. Asta pentru că am văzut diavolul și îndrăgostiții. E o variantă. Pentru alții, viitorul vă atrage atenția că trebuie să vă concentrați. Da, e bună stabilitatea financiară, dar și aspectul vostru generos și blând și binevoitor și sfătos, pentru că împărăteasa este foarte... Există o diferență. Împărăteasa are mai multă experiență. Împărăteasa a intrat pe vibrație divină, pe o anumită vibrație, mai ales că între ele este judecată, este renaștere. Unii dintre voi, nu toată lumea,
Trebuie să gândiți bine între sfaturile pe care le primiți de la soție și sfaturile pe care le primiți de la mamă. Sunt două personaje feminine care vă influențează. Și cred că cea mai bună ar fi calea de mijloc, în care vă conectați la îngerii voștri. E un alt sfat, da? Numai ei sunt apt să vă spună care este adevăratul vostru destin, direcția în care puteți să renașteți. Oricum, toate cărțile, în principiu, toate aceste trei cărți sunt benefice. Eu simt că o să aveți parte de echilibru pe care îl dorește orice taur, de confort, chiar dacă treceți printr-un tumult de emoțional și nu doar emoțional, și multe, multe situații dificile, dar care vă reconstruiesc și care vă transformă. Da. Haideți să vedem din punct de vedere intim. Ia uite, o nouă relație pentru unii, o aventură. Ia, regina de băte, cineva care vă atrage la maxim, cineva care atrage atenția, șase de băte, regina de băte și asul de băte. Clar, multă atracție pentru cineva, multă atracție pentru cineva. Haideți să vedem Taur, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Lună, Venus, Taur. Sper că ați înțeles mesajele pe care vi le-am transmis. Selectați că nu toate sunt pentru voi. Sunteți atât de diferiți toți, încât nu uitați că e tălare colectivă. Taur, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Lună, Venus, Taur. Ok. Decembrie 2020. Trei cărți. Faetonul. Drăguț. Ce frumos, asul de monede. Și șase de monede. Așteptați pe cineva, cineva vă așteaptă să veniți în viața lor și să le echilibrați un pic stările, emoțiile și nevoile intime. La mijloc, interesant este că central aveți o carte puternică, șase de monede, aveți și o arcană majoră, faetonul, vreți victorie, vreți să mergeți, să călătoriți. Către acest personaj care vă așteaptă, mai ales dacă sunteți bărbați, acest personaj da? Vă așteaptă. Nu contează dacă sunteți blonzi, bruneți, nu asta contează. O doamnă vă așteaptă. Și vreți o relație de lungă durată. Simțiți că acest personaj vă echilibrează. Eventual voi ca doamne așteptați un bărbat să vină de la drum. Călătorie. Călătorie este și la capătul setului de cărți, șase de spade. Cineva trebuie să lase în urmă o situație în care mai mult a visat, da? Șapte de cupe. Ați avut fantezii pentru că nu v-ați putut întâlni, pentru că n-a știut cum să vă abordeze. Dar trebuie să lăsați în urmă și toate aceste nesiguranțe, fantezii și să mergeți deciși, da? Ca faetonul. Și șase de spade reprezintă tot o călătorie. Să rupeți aceste lanțuri. Lanțuri care vă țin pe loc. Ce înseamnă? Indeciziile, fanteziile. Sunt niște lanțuri care vă țin pe loc. Din punct de vedere intim, puteți să puneți baza unei relații de lungă durată cu asul de monede. Vreți o relație tandră în care să vă simțiți în siguranță. Să experimentați, să călătoriți. Să vă simțiți hrăniți, da, că vorbim de Taur și avem două semne care arată Taurul, da, cel puțin. Să vă hrăniți, să vă simțiți hrăniți emoțional. Să puteți să fiți vulnerabili, să aveți această siguranță că personajul lângă care sunteți vulnerabil vă înțelege vulnerabilitatea, vă protejează slăbiciunile și eventual vă ajută să le și transformați, că avem cărți intense care țin de transformare. Nu doar care vă susține slăbiciunile, pentru că acela este diavolul. Îngerul protector vă înțelege sau personajele predestinate vă înțeleg slăbiciunile, dar nu vă îndeamnă să rămâneți în acele energii, ci să crește și să transformați. Totuși, din punct de vedere intim, puteți să manifestați
un nou pas, să vă apropiați unul de celălalt, că am văzut uniune, să vă apropiați unul de celălalt. Lăsați în urmă niște situații neplăcute, oameni care nu v-au înțeles. Dar, repet, trebuie să vă centrați, trebuie să vă găsiți direcția. Aici, de-aia apare central destinul. Trebuie să vă găsiți perechea destinată, predestinată. Alegeți bine, alegeți, gândiți, raționați, ascultați, nu doar cu mintea, ci rugați-vă, ascultați-vă îngerii, vedeți semnele din jurul vostru. De ce se întâmplă? De ce vă separați? De ce nu vă înțelegeți? De ce apar și apar multe situații? Pentru că dacă nu mergi într-o parte, clar că trebuie să meargă în altă parte. Trebuie să mergeți în altă parte. Nu mai trageți de relații care nu vă aduc nicio creștere. Nu vorbesc de beneficiu financiar. Nu vă aduc beneficiu emoțional și spiritual. Suntem la sfârșit de veac, să zicem. Și trebuie să avem anumiți parteneri ca să putem să manifestăm ce este mai bun din noi. Alegeți-vă cu grijă partenerii, destinul, gândiți, meditați la toate aceste lucruri. Eventual, să înțelegeți că nu puteți să vă separați sexual, să trăiți într-o anumită vibrație sexuală și să vă căutați destinul și creșterea și abundența într-o altă direcție. Adică trebuie să fiți la unison și din punctul acesta de vedere, înțelegeți, da? Înțelegeți. Și în funcție de partenerii pe care avem în intimitate, manifestăm și în viața de zi cu zi și în spiritualitate creștere sau epuizare, descreștere, conflicte, supărări. Foarte important este partenerul cu care vă culcați. Foarte important. De-aia, uneori, mai ales după separări, luați-vă timp de vindecare. Și faceți tot posibilul să nu mai manifestați același tipar de partener sau parteneră. Investigați-vă, învățați să vă cunoașteți, ca să vă descoperiți destinul. Cam atât, dragii mei, vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa!